Salut prieteni, sunt Angel și astăzi vom vorbi despre water fasting. Am primit un e-mail și în acel e-mail era un video cu un român care a încercat această, cu un vlogger de fapt român, care a încercat această, nici nu știu cum să-i spun, strategie sau această dietă sau nu știu exact cum să o denumesc. Mă rog, a încercat acest water fasting care practic reprezintă nemâncat plus apă. Adică nu mănânci nimic și bei apă și cam asta este. E un concept destul de simplu și m-a întrebat ce părere am despre această idee. Este bună? Nu este bună? Și despre asta vom vorbi astăzi. Și ce am observat este că indiferent de oricât ai vorbi, oricâte informații vor fi pe acest internet, oricât de multe informații gratuite, plătite și așa mai departe, toate persoanele caută o variantă mai ușoară. Pentru că calea de slăbit, cea normală, să spun așa, nu este ușoară. Deci este simplă, dar nu este ușoară. Pentru că trebuie să accepți că durează. Trebuie practic să faci niște schimbări în stilul de viață. Și atunci, evident, fiecare caută o chestie de genul ăsta. Bam, am slăbit. Apoi revin la treabă, mai stau un pic, mă mai îngraș un pic, apoi iar slăbesc într-o săptămână și gata. În primul rând, problema cu această strategie este că nu este o strategie pentru slăbit. Deci, știu că va părea ciudat, dar exact cum foarte multe diete inițial nu au fost gândite pentru a slăbi, au fost gândite pentru a rezolva o problemă sau o anumită afecțiune. Să slăbești cu această strategie este ca și cum ți-ai spăla vasele într-o mașină de spăla haine. Adică, vei spune, le curăță, dar nu e cea mai bună idee. Și haideți să vă explic de ce. În primul rând, corpul nostru reacționează imediat la stimuli. Adică, dacă nu bei apă, ți se face sete. Dacă nu mănânci, ți se face foame. Dacă te înfometezi, corpul se va obișnui imediat. Și de fiecare dată, deci este dovedit în 100%, din toate dietele restrictive, tot ce înseamnă dietă restrictivă, vă încurajez să căutați orice dietă restrictivă. Dieta care este cu sucuri, cu ceaiuri, cu varză, cu brânză, orice fel de dietă, dieta Dukan, dieta disociată, orice fel de dietă care este foarte restrictivă are riscul de peste 90%, deci este și mai mult, dar să spunem că sunt unele excepții. Deci de peste 90% să pui aceeași greutate, dacă nu, mai mult înapoi. Pentru că se creează un efect de yo-yo. Atunci când scazi o greutate foarte mare, nu numai neapărat că îți scade metabolismul, hormonii nu apucă să se obișnuiască. Și atunci corpul tău, instinctiv, are stabilit o anumită greutate. În momentul în care tu ai scăzut foarte brusc sub acea greutate, corpul are tendința sau vrea să ajungă la aceeași greutate. Așa că cum poate el practic să ajungă la aceeași greutate? Creindu-ți o stare de foame continuă. Și aceste diete bruște îți vor crește starea de foame pe o perioadă mai lungă de timp. Este un lucru știut de toată lumea prin simplu fapt că sunt emisiuni care tratează această problemă, la modul că vine, nu știu, o persoană de 150 de kg, trece printr-o emisiune din asta, super antrenor, super dietă, slăbește 50 de kg sau 60 de kg. Toți concurenții, deci sunt cred că 3 sau 4 tipuri de emisiuni de genul ăsta din lume, peste 95% din concurenți au pus greutatea la loc sau chiar mai mult. Pentru că nimic ce este foarte brusc nu va funcționa pe termen lung. Apoi, rezultatele par impresionante la genul ăsta de dietă pentru că se produce o detoxifiere. Noi avem o cantitate de glicogen stocată. Avem o cantitate de, practic, reziduri stocate, care sunt în noi tot timpul și le recirculăm. Adică în momentul în care mâncăm, se tot face această ciclizare și, practic, tot timpul avem anumite reziduri în noi. În momentul în care faci o pauză de genul ăsta, nu mănânci, corpul se curăță. Te curăți de reziduri, scapi, arzi și acel glicogen pentru că nu-i dai de mâncare. Aceste schimbări bruște mai apar și la începutul anumitor diete sau în momentul în care schimbi dieta sau în momentul în care schimbi antrenamentul. Din mai multe motive, poate fi și în plus și în minus.
Pentru că, în funcție de reacțiile hormonale, corpul, de exemplu, poate reține foarte multă apă. Să spunem că treci de la un antrenament ușurel și treci la un antrenament foarte greu. Este posibil ca în prima săptămână să fii mai greu pe cântar, pentru că acel antrenament greu poate reține apă în jurul articulațiilor, pentru că se creează anumite inflamații în jurul articulațiilor și acele inflamații rețin apă. Și atunci când reții apă, poți părea mai greu pe cântar, dar asta nu înseamnă că te-ai îngreșat. Exact cum se poate întâmpla să ții o anumită dietă care duce la deshidratare sau care elimină apa foarte repede din organism și atunci ai o pierdere de 2-3 kg de apă și spui că am slăbit 2-3 kg în 2 zile. Fastingul este o unealtă, să-i spun așa, medicală. Este foarte bun în anumite condiții, atât fastingul total cât și intermittent fastingul. În momentul în care stăm o perioadă de timp destul de lungă nemâncați, practic corpul are timp pentru alte chestii. Și anume, intervine procesul de autofagie celulară. În momentul în care corpul detectează o celulă care e aiurea, practic este o celulă care poate fi canceroasă, poate fi o problemă cu ea, o reciclează și se folosește de ea pentru energie. Este ca un proces de curățare a organismului. Tocmai de asta este foarte bună pentru sănătate. Pot ajuta pe termen scurt la slăbit, să spunem așa, sau la scăderea în greutate, pentru că nu este neapărat ars de grăsime. De asemenea, este problema pierderii în masă musculară. Știu că veți spune, Angel, pe mine nu mă interesează. Eu vreau să slăbesc. Nu mă interesează că pierzi și masă musculară. Masa musculară menține metabolismul ridicat. Cu cât ai mai puțină masă musculară, fiind gras, cu atât ai un metabolism mai lent. Fiecare kilogram de mușchi în plus înseamnă o creștere în metabolism. Deci, pierderea masă musculară înseamnă încetinirea metabolismului. Pe lângă asta este și un proces foarte ineficient. Adică corpul trebuie să transforme proteinele printr-un proces de glucogeneză în glucoză și apoi corpul va folosi acea glucoză pentru energie. Sursele din care corpul își va lua energia diferă în funcție de activitatea pe care o face. Adică dacă ai o activitate, spunem stai, pur și simplu stai la televizor, este foarte puțin probabil ca organismul să ardă glucoză în acel moment, pentru că nu are de ce. Glucoza este o sursă de energie rapidă atunci când corpul are nevoie de energie. Atunci arde glucoză. Pentru că glucoza sau respectiv carbohidrații, practic carbohidrații se descompun în glucoză, carbohidrații simpli în special. Așa că 1 gram de carbohidrați are 4 kilocalorii, spre deosebire de 1 gram de grăsim care are 9 kilocalorii, adică 10 grame de carbohidrați vor fi mult mai ușor de procesat pentru organism decât 10 grame de grăsim. Și tocmai de asta, atunci când organismul are nevoie de o energie instantă, va folosi carbohidrați. Când face o activitate lentă, va fi mult mai probabil să folosească grăsimi, deși niciodată nu se folosește 100% din nimic. Procentajele tot timpul diferă. Deci, water fasting-ul nu este o soluție pentru a slăbi eficient. Probabil vei slăbi, dar șansele ca să păstrezi acele rezultate sunt foarte, foarte mici. Și în opinia mea, riscurile sunt mult mai mari decât acele șanse. Dacă vrei să faci fasting pentru detoxifiere, este foarte bine, dar trebuie să înțelegi că pentru asta este. Adică spui, bun, îmi iau o zi, nu mănânc nimic, beau apă. Este o perioadă de detoxifiere, după care revii la programul normal. De asemenea, stomacul se sensibilizează foarte mult în acea perioadă. În momentul în care nu mănânci 2, 3, 4, 5 zile, stomacul devine foarte sensibil și trebuie să fii foarte atent la ce mănânci imediat după. Și este destul de greu să fii atât de atent pentru că vei fi rupt de foame. După ce n-ai mâncat 2, 3, 4 zile, vei fi rupt de foame. Și atunci când va fi momentul să mănânci, va trebui să mănânci o supă sau va trebui să mănânci un piure de legume și nu va fi un proces foarte interesant. Cu acestea fiind spuse, vă recomand integrarea unui stil de viață sănătos în stilul vostru de viață. Adică să încercăm să facem anumite schimbări care vor duce la scăderea în greutate și nu să fie o chestie pe care o gândim cu început și cu final. Lucrurile pe care le gândim, deci eu am 140 de kilograme, vreau să ajung la 100 de kilograme, după care nu mă mai interesează. După ce am ajuns la 100 de kilograme, revin la același plan. Atunci când revii la același plan, vei ajunge din nou la 140 de kilograme, pentru că exact cum ai mâncat atunci de ai ajuns la 140 de kilograme, dacă vei mânca exact la fel și acum după ce ai slăbit, te va duce din nou la 140 de kilograme, evident. Și cam asta a fost, prieteni, bineînțeles.
Nu uitați de like, nu uitați să vă abonați pe clopot pentru notificări și pa!